Salutare lume, Squidălău, Fișălău aici. Bine ați venit la un nou episod, la un nou vlog, să zicem așa, de pescuit pe prut. Adică acum o să înceapă partea a treia, să vedeți și voi ce am mai prins. Cam tot ce am prins o să vă arăt acum. Prutul, după cum îl vedeți, a crescut, este mare, sunt în ultima zi acum. Și, sincer, în ultimele zile nu am mai prins, dar voi o să mai vedeți ceva. Vedeți, vedeți, așteptați. Neață, prieteni, tocmai ce am lansat și am plantat și a intrat un crăpușor. Să-i dăm așa vreo 5 kg. Foarte frumos el, grăsun. Ia de dacă mânca porumbul. Nu, cred că e o femelă foarte burtoasă. Să vedem și cârligul. Cârligul de la Fox. Absolut perfect. Vârful impecabil. Ok, asta e peștișorul. Hai să vedem cum îi dau și drumul și vedem dacă mai prindem și azi. Alo. Cum atunci ce faci? Ce facem? Uite, eu vine prietenul ăsta al nostru piș în 10 minute cât le-a lansat unul de voi și 6 kg. Da, prieteni, peștișorul o să plece la treaba lui. Nu e ușor de eliberat cu o singură mână, dar ne descurcăm noi până la urmă. Hai, golănașule. Cred că așa ar trebui să fac. Așa o să scape. Îmi văd și eu din mers. Un pic rănit pe cap, vedeți? Cred că de la textură. Aaa, s-a încălcit în înotătoarea ventrală. Lăsați că-i dau drumul imediat și îl chinui așa. Ce ai zis, mă? Golănașule. Ce ai zis? Da, prieteni. toți peștii fac așa, prieteni. Să nu vă luați de mine. Toți fac așa, doar că nu-i vedeți voi când vi arată la televizor sau în emisiuni pescărești, ca să fie totul mai frumușel. Lovituri de la textil, de la fir. Este mai gros, vă dați seama, dacă aveam unul subțire, ce-i făcea. LED core. O să vorbim și despre el. Cârligașul. Bă, că-s mai bune astea de la Fox. O să vorbim și despre ele. Câte filme am de făcut. Da, un ten frumos și alunguț, 8 kg îi dau. Îi dau 8 kg și dau și drumul. Imediat îl eliberez. O să-l eliberez cu atenție, că văd că e lovit. Am început să termin și spray-ul antiseptic. Așa că... Nu, golănașule. Săracul. Da, prieteni, dacă mă sponsorizează cineva cu o saltea de primire pentru crapă dintre aia. Da, hai să continuăm, că nu trebuie să-i dau rugurile de trebuie. Prieten, încă un tenor. Mamă, ce mi-a făcut asta? Tenor sau tenozaur? Mie îmi place tenozaur. Lanseta ei. Te rog, nu. Of. Aici îi prind, aici am minciogul și n-am un loc ușor mai bun în care să pun. O să vă arăt mai târziu despre ce s-a întâmplat. Tenul dinainte, am uitat, care s-a murdărit, a pățit exact aceeași chestie. L-am păstrat, am pus în juvelnic. Trebuie să-l duc bunicii mele, crapul de 7 kg, care am zis că îl duc. 7 kg avea, 6-900 și ceva. A rupt juvelnicul. Când să scoat să-i duc bunicii, nimic, așa că o să-i duc un ten. Da, cârligul a luat, deci tenul ăsta, prieteni, a luat momeala în mai puțin de 30 secunde. N-am apucat să vin cu barca, dacă mă vedeați, râdeați de vă pe voi. Deci, am adus barca, deci mai apăsam un pic pe buton, mai dădeam de câteva ori de mulnetă ca să-l țin în tensiune.
Și am izbit barca de mal. Să se înfim bine în nămol, mult mai la vale. Ia uitați, m-am făcut picioare. Da, lanseta aia din mijloc era pregătită, era cea de rezervă pregătită să o arunc repede, repede înainte să filmez, să se mai liniștească tenul în apă. Și asta la altă s-a încălcit cu asta la altă. Da. Ok, tenul e frumușel. Acum fac un film despre cum le eliberez și despre ce, de ce ar trebui să le eliberăm și chestii între astea. Ok, continuăm, prieteni. Sper să mai prind. Prieteni, un drill frumos. De câteva ori am crezut că am pierdut peștele, fiind multe răgării prin zonă, mulți copaci căzuți, vă dați seama și voi cei. Un crap mai de Doamne ajută. Sper că mi-am bătut recordul, sunt sigur că l-am bătut. Nu cred că are 10 kg, dar oricum peste 7, zic eu. Vedem imediat. Am pregătit, vedeți cum l-am priponit aici. Și am pregătit o găleată cu apă, am pregătit salteaua și am adus și cântarul, că ăsta merită cântărit. Ceilalți ați văzut că nu prea cântăresc, dar doar pe ăștia care mi se par așa mai mari, care bate recordul, îi cântăresc. Haideți să vedem ce-i cu el. 8,1 kg, prieteni. Treaba e bună. Treaba e bună. Golanule, tu nu vrei să stai la pozat. Haideți că-l aranjez puțin și continuăm, că pun un pic pe pauză. Da, prieteni, l-am scos din minciog. Înțepat perfect în buza de jos. Bine, nu e chiar perfect. Abia aștept să vorbim și despre cârlige. Mai stau până mâine să-mi fac o idee mai bună. Aceeași montură cu doi plumbi. Este și încă unul pe aici. Da, l-a distrus tot. Sărit un solduț. Da, și acesta va fi reținut. E un pește frumos și gata. Ajung bunicii mele, dacă mai prind, nu mai rețin nimic. Totul e numai bun, nu perfect. Mă duc să bag în juvelnic, sper să nu-l mai rupă încă o dată. Ok, prieteni, haideți, continuăm. Da, haideți că opresc și vorbesc, dacă tot îl rețin, să vorbesc despre o chestie. Prieteni, nici n-am apucat să pun în minciog, că mi-a tras iar un pește cam straniu, care mi se pare că a fost rănit de o sercă sau ceva, vedeți, pare a fi, bine, aici cred că e rănit de mine, dar are, aici e mai îngust. Golănașule, te rog, imediat te eliberez. Uitați, aici e rupt spinul ăsta din notătoarea dorsală. Nu știu dacă l-am rănit eu așa mult. Uitați, aripioara asta. Deci, hai mă. Vedeți, aici a fost gătuit sigur într-o setcă ceva. Și aici e rupt. Bine, a fost atins și la mine. Nu cred că l-am atins eu în așa multe locuri. Dar dacă aveți sugestii pentru un fir care să nu-l rănească, deși miram așa. Da, s-a cu sucurligul. Haideți că filmez și cum îl eliberez, că e un frumușel și săracul merită, prin cât a suferit. Ia uitați și mustăcioara. Da, a tras foarte repede, dar l-am lăsat puțin în minciog, pentru că a trebuit să mă duc să schimb cârligul. Eu le verific de fiecare dată și dacă e nevoie le schimb. Aproape după fiecare pește, ce să zic, le schimb, sincer. Pentru că le se duce vârful, fiind foarte, foarte ascuțite, foarte, foarte agere și sensibile. Ok, prieteni, hai să vedem și cum îl eliberez. O să pun pe pauză oare? Ia să vedem. Da, l-am adus, prieteni, din păcate nu mai am spray cicatrizant. Lui ar fi trebuit mai mult, dar na, asta e. Sper să nu se prind, să găsească în notătoarele lui frumoase. Adică, na, că vedeți că e cam ciuruit săracuțul. Dar, hai, du-te, du-te, micitelule scump. Așa, așa, încet, încet. Nu pe partea asta, hop. Ne-am dat de-a berbeleacul. Micitelul, săracul, cât a fost el chinuit. Dar vedeți, un supraviețuitor. Gata, a plecat. E un supraviețuitor, va crește mare. Mai are încă o șansă. Hai, prieteni, poate mai prind, cine știe. Cine știe, nimeni nu știe. Hop, hop, hop.
Vreau să vă arăt acum cum am prins un crăpușor. Și activitate la bățul ăla. Să liniștiți, bani. Trage tare. Da, trebuie să fie unul mic. De obicei trage, nu se joacă. Da, n-a tras tare. A tras cum am tras la bățul ăsta la alt. Mai bine că nu ne deranjează să terminăm de filmat. Ia să vedem ce crăpușor m-a vizitat pe mine pe seară. Un exemplar absolut perfect. Dar e un crap în miniatură. Nu, miniaturule. Și pare a fi o fetiță grăsunică. Ia uite ce fetiță frumoasă a venit la tata ei. Da. Pot să-i scot cârligul. Încă mai trage acolo. E sigur e unde asta micuț. Ia uitați ce frumusețe de pește. Pe un kilogram și un picuț. Cred că are. Absolut superb. Absolut superb. Dacă am putea să dăm la o parte cârligul. Ce frumos e, nu? Un pește foarte frumos de încheiat seara. Mai grăsulan așa. Nu e un sălbatic de la lungoț, părerea mea. Da, nu știu, nu sunt chiar expert. Adică nu că nu sunt chiar expert, nu sunt expert deloc. Hai frumusețe, să mergem în apă, să te vadă lumea cum pleci. Da, scuze, prieteni, avertizorii ăștia chinezești mă enervează și pe mine. Să-l vedem. Hai frumusele. Nu-l țin prea mult că nici nu mai am baterie, sincer. Și el nu știe că e gata de plecare. A găsit. Pa, frumușele, să ne mai vizitezi peste câțiva ani. De 10, sper. Ok, prieteni, ok. Haideți să vedem dacă am prins ceva acolo. Deși, sincer, nu cred. A tras mult prea încet. Nu-i nimic, oricum, n-am chef să mai stau. Chiar dacă a început să trag, am dus navo modelul. Mai pescuiesc și mâine. Oricum se vede că au venit cei mici în zonă. Ok, prieteni. Să vedem dacă mai prind ceva și mâine. Nu prea cred, sincer, pentru că se înrăutățește vremea. Adică e prea cald. Dar vom vedea. Matale. Și vezi dacă ei vezi. Bună dimineața, prieteni! Un nou peștișor. Un ten frumos. De dimineață, să zicem, așa vreo 7-8 kg. Să vedem cârligașul cum a fost înțepat. Îi zic eu că e perfect. Cârligul de la Fox, cu două boabe de porumb. Prezentăm și montura. L-am lăsat cam mult până am adus microfonul și telefonul. Vedeți că s-a înroșit solzii. Ok, prieteni, asta e peștele. Prutul a început să crească. Ia uitați ce tare a crescut. Nu mă așteptam să prind pește, sincer vreau să mă pornesc spre casă. Dar o să mai stau puțin. Poate vă mai arăt ceva. Haideți că îi dau drumul și continuăm. Bună dimineața, prieteni, din nou. Ieri am avut ceva treabă și nu am putut să stau la pescuit, am stat doar până la ora 10, deci am prins doar tenuțul acela. M-am dus azi dimineață iar la pescuit și
prutul este tulbure, așa că am venit să iau niște râmă, niște râme. Poate acum e numai bun de dat la râmă. Râmele astea au fost puse acum vreo lună jumătate. Uitați ce bine stau ele aici. Numai că s-au dus cam la fund. Milencuța Milencuța primește de obicei obleți, îi prind seara câte vreo 10 obleți. Uitați ce bine stau râmele. Uitați-le. Numai bune, uitați, am făcut puțină gălăgie și au început să iasă de peste tot. Foarte bine fac că ies, că nu mai trebuie să mă murdăresc eu prea tare, deși, ia uitați. Da, prieteni, haideți că eu mai scot câteva și mergem pe malul prutului. Vreau să vă arăt chestia asta, că metoda mea de ținut râmele este excepțional de eficientă. Vedeți, sunt mari, cărnoase, frumoase, nu au urme de uzură. Milencuță, cu pantalonii mei murdari. Să vorbim și despre asta, cred că. Ok, prieten, haideți să continuăm. Poate mai prind un peștișor, cine știe. Mai am astăzi și mâine până la amiază, deci nu mai am foarte mult timp, dar mă duc să filmez monturile, avem treabă. O să filmez și de pe malul prutului, să vedeți cât e de mâlit, să zicem așa. Ok. Prieteni, v-am spus că s-a tulburat treaba și am început să dau la vermișor mai am câțiva și... am vrut să prind niște murnaș ca să dau la somn. Că acum el ce mai merge prins. Ia uitați ce am prins. La vermișor. Bine, cred că e cel mai mic care l-am prins anul ăsta. Hai mă, motănașule. Hai să te vadă lumea cât ești de frumos. Ia uitați ce frumusețe de motănel. Mic. Drăgălașul de el. Tare frumoșel. Ia uitați ce frumos e. Să ne liberez foarte ușor. Foarte fain la vermișori, că nu se înțeapă în gât ca la râmă. La râmă încearcă să o înghită repede. Asta cu siguranță ar fi murit dacă aș fi dat la râmă. M-a dus și râme, ați văzut, am zis că vreau să mă duc la mreană, dar sincer n-am chef. O să stau aici și să încerc să dau la somn, că și așa trebuie să prezint monturile de somn și asta e cea mai bună ocazie. Nu știu dacă am să prind eu. Somn merge mai bine pe noapte. Eu nu stau noaptea la pescuit. Și știți foarte bine că oricum este interzis. Dar prin zona pe aici mai sunt alții care stau. Ok, prieteni, azi vedem dacă mai prind ceva, dacă mai scot ceva. Nu am de gând să vă arăt pești dintre ăștia mici, dar asta... prea simpatic era și la colorit, era așa mai deschis. Foarte frumușel, foarte frumușel. Prieteni, s-a lăsat și seara. Prutul tot tulburelei a început să se limpezească. Haideți să vă arăt ce am prins la feeder astăzi dimineață. Nu știu, jumătate de oră, o oră. Am dat la vermișori cât am mai avut. O plăticuță, vedeți că... cum, vedeți dacă o ținem în... dacă nu eliberăm direct... vedeți ce pățește la aripioare, la înnotătoare, din cauza că se lovește de juvelnic. Eu vă recomand întotdeauna să eliberați și cât mai repede. Eu am ținut special ca să vă arăt. Este o plăticuță, o plătică. Știu că avem un crăcotaș aici printre noi care mi-a zis că când am prins așa ceva că e batcă. Batca la noi se numește plăticuță. Aia e mult mai mică de obicei, ajunge și la mărimea asta, dar foarte, foarte rar când crește și nu se face așa crămizie, rămâne mereu argintie, scuze, prieteni. Da, niște motănași de somotei, să-i scoatem repede și pe ei, toți prinși la vermișori. Dacă vă vine să credeți, e somotel la vermișori. Foarte, foarte frumos. Bineînțeles că le dăm, că îi eliberăm, o să se ducă să crească mari. A, uitați ce frumos e aici. Nici nu am numărat câți am. A, să vedem, mai am unul. Poate și mai mic asta. Da, ați văzut că am prins unul. Am zis că să-i păstrez să vii arăt și vouă. Și aici mai am niște morunași foarte frumoși, pe care o să-i păstrez în juvelnic, o să-i eliberez
O să-i eliberez, o să-i pun în juvelnic și o să ascund juvelnicul și mâine dimineață o să dau cu ei la somn. Folosesc așa mai mari, o să sper să pot să prezint mâine munturile de somn. Sau oare să prind mâine dimineață? Nu, păstrez câțiva pentru mâine dimineață, ia să vedem dacă avem ceva mai micuți pe care să-i eliberăm. Da. Să păstrez vreo 2-3 și poate mai dau la feeder ca să nu mă plictisesc. Și asta e micuți. Nu știu ce am observat, știți ce am observat? Vedeți, au puțin roșu. Anul ăsta am observat câțiva care aveau notătoarele mult mai roșii. Vedeți și aici? Parcă țin minte în anii trecuți că nu aveau notătoarele astea roșii. Voi ce știți din anii anteriori? Tot așa erau roșii sau nu? Asta. Vrea să stea cu burta în sus? Haideți că îi dau drumul. E frumos și el și el. Golănașul, le dau drumul la toți, aia mai prind eu mâine dimineață. Și așa nu prea am chef. Că la cum se limpezește prutul, cred că o să meargă la crap și poate o să dau la crap. Nu știu, o să vedem ce o să fac mâine dimineață. Nici eu nu știu. Ar trebui, dacă se limpezește, ar trebui să dau și în maxim 10 minute să prind câțiva molănaș. Așa că mai bine i-am eliberat. Mai am acolo, nu știu ce mai am, câțiva porcușori și vreo 2-3 obleți pe care o să-i duc la pisicuță. Da, prieteni, hai să vedem dacă mai prind ceva, ce-o mai fi. Acum și se termină concediul ăsta și o să-mi fie dor până la anul. O să-mi fie foarte, foarte dor, pentru că nu cred că o să mai pot să vin anul ăsta. Dar cine știe? Cine nu știe? Vedem. Nimic nu-i sigur. Prieteni, o plăticuță frumoasă de seară. Știu că am zis că închei, dar e prea frumoasă ca să nu o arăt. E mult mai micuță. Uite, vedeți? Micodița. Da, a căzut cu capul în mână, dar a fugit ea. Gata, dragi prieteni, s-a terminat. Aceasta a fost frumoasa aventură la pescuit pe prut. Am încercat să dau și la somn. Încă o să mai dau astăzi, este dimineața de vreme, dar sincer nu cred că o să prind, pentru că încarcă destul de tare și nu l-am văzut să sară lângă mal. Pentru că a crescut acum 2 seri, când eu n-am putut să stau la pescuit și în seara aceea, dacă pescuiam de pe la 6-7 până pe la vreo 9-10 când se întuneca bine, cred că aș fi avut șanse să prind lângă mal somn. Dar Asta este. Sper că v-a plăcut aventura mea la pescuit. Voi mai încerca să merg și anul ăsta. Nu știu sigur dacă o să reușesc. Poate mai pe toamnă la mreană, cine știe. Aici un țânțăraș, uitați ce mi-a făcut. Mâinile nu sunt chiar așa rele după o sesiune de pescuit. Ok, sper că v-a plăcut. Dați abonare, o să vină și monturi și tot felul de alte chestii de pescuit. Dar nu vă mai așteptați să fie așa multe ca până acum, pentru că s-a cam terminat vara. Ok, prieteni, v-am lăsat. Nu uitați de abonare, nu uitați de subscribe și dacă v-a plăcut, dacă v-a ajutat cu ceva, dacă vă ajută monturile mele, dați și voi un share, ajutați-mă și voi pe mine, faceți-vă datoria. Ciao!